Pensiile și salariul minim sunt foarte mici în România și, în general, nivelul sărăciei este îngrijorător. Mai mult de jumătate dintre pensionarii din România au o pensie sub pensia medie, iar pentru persoanele care trăiesc din ajutorul social, nu sunt de ajuns doar banii primiți, ci au nevoie de servicii sociale integrate. Avem peste 900.000 de pensionari plătiți cu pensia minimă socială, avem de asemenea 5 milioane de pensionari din sistemul public de pensii cu o pensie medie de 1.500 de lei și avem 2,7 milioane de pensionari cu o pensie până în pensia medie. Deci sistemul de pensii este unul care nu le permite milioanelor de pensionari cu nivelurile menționate de pensii să trăiască într-un mod decent. Pensiile și salariile sunt foarte mici în România. Ce părere aveți despre asta? O părere rea. Noi am vrut partidul meu la putere, guvernul meu și uite ce pățim. Ce mai avem de zis? Că domnul președinte nu ne dă nicio lămurire. Multe proiecte au ajuns la dânsul, cu mărire, cu una, cu alta. Nicio rezolvare. Foarte proastă. Cei care ne conduc la ora actuală au numai interesul lor și al găștii de lângă ei. În rest de noi nu interesează pe nimeni. Noi am ajuns ciuca bătăii. Când au nevoie la votare ne cheamă, pe urmă uită. Sau mai bine zis, al mare de tot, când a fost vorba de pensie, a zis PSD-știlor, ați votat PSD-ul. Ciuciu pensii, tată mărit. Așa că n-avem ce să cerem de la ei. Dacă e să vorbim la concret, sunt pensii foarte mari, chiar foarte mari pentru România și asta să știe. Sistemele și ministerele care profită de aceste lucruri. Pe când clasa de jos, într-adevăr, sunt pensii foarte mici. Pentru că e normal, având un salariu mic, nu poți să ieși cu o pensie mare. La momentul actual, pensiile oamenilor simpli din România sunt foarte mici, dar cu toate acestea, dacă se dorea din partea guvernului care ne conduce astăzi țara să ducem un trai din ce în ce mai bun, se puteau găsi oricând soluțiile necesare.